Salutare, prieteni, eu sunt AG Football și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Super Deportivo La Coruña. Astăzi, pentru început, vom încerca să întoarcem rezultatul în fața celor de la Villarreal în tur. Ne-au bătut cu 1-0, să ne uităm pe arena lor. Submarinul Galben a jucat chiar foarte bine atunci, chiar n-am avut ce să le facem, ne-au bătut cu 1-0. Acum jucăm acasă și trebuie să învingem ori cu 1-0, ori la 2 goluri diferență, pentru că știți și voi, regula golului în deplasare nu prea ne va ajuta pe noi, sincer, pentru că la chei dau un gol, noi trebuie să dăm 3, ceea ce va fi foarte enervant. De asemenea, acest episod va consta în finalul perioadei de transferuri, în care nu cred că vom mai aduce pe nimeni, din păcate, dar și în ultimul antrenament, înainte de episodul viitor, când vom juca cu Manchester City în optimile UEFA Champions League, ce meci se anunță cu Manchester City, absolut magnific, și o sper ca în episodul de mâine să fie cât mai multă lume dornică să-l urmărească, pentru că eu voi lupta cu City până la capăt. Deși suntem outsideri, asta nu înseamnă că nu voi lupta cu ei și nu voi dori calificarea. Echipa pe care o voi trimite azi în teren este una, format atât din rezerve cât și din titular. Problema este că avem câțiva jucători destul de obosiți. Vă juca aici pe Albentosa, Sine rămâne, Juanfra, noua achiziție, va rămâne, priviți, 88 stamina, poate juca multe meciuri. În schimb, aici l-aș băga pe Fair, sincer să fiu. Moreno rămâne, dar Fair va ieși. Sau de fapt, cred că mai bine îl țin pe Niang, pentru că asta mi-e mai mare. Nicușor Stanciu va juca, Dolberg va juca pe bancă, îi vedem pe Andone și pe Fosu, cred. Sau, nu, voi pune pe Gama pe bancă și pe Fosu. Nu, hai să punem și pe Popa în locul lui Gama, ca să avem un plus de viteză în a doua repriză. Și în rest, eu zic că echipa este ok, să înceapă partida cu Villarreal, atacăm calificarea. Deportivo La Coruña, Villarreal, Copa del Rey, returul sferturilor de finală. Meci foarte, foarte greu de la această oră cu Submarinul Galben. În tur ne-am învins cu 1-0. Acum este șansa noastră să demonstrăm că suntem mai buni de atunci, șansa noastră să arătăm că nu degeaba i-am bătut în campionat cu acel 4-1 incredibil. Mosquera greșește, un prim șut! 1-0, Villarreal, ce start de meci! Ce start de meci au oaspeții de astăzi! 1-0, exact ce nu mi-am dorit, să primesc gol în deplasare, exact acest lucru s-a întâmplat. Greșeli multiple în defensivă și din păcate Manu Trigueros nu ezită să deschidă scorul. 1-0 pentru Villarreal. Iată un șot! Bine intervine Alban la fund, foarte bine joacă Villarreal, foarte determinat în aceste tur, vor neapărat calificarea. Perfect, dragilor. Silva, pasă pentru Bacambu. Bacambu, înapoi, un șut! Villarreal face spectacol, fraților! Villarreal face spectacol, 2-0 înscrie Da Silva, 3-0 la general pentru Submarinul Galben. Și partida pare să se îndrepte, și soată calificării pare să se îndrepte într-o direcție sigură, aceea este calificarea pentru ei. Ce execuție! Ce execuție prin Dragoș De Silva! E un gol superb, e un gol superb și se face 2-0. Da, fraților, 45 de minute în care practic ne-am ruinat aproape orice șansă la calificare. Au jucat perfect, ce da, Villarreal, foarte frumos. N-am avut ce să le fac, așa că în a doua repriză voi trece pe o altă formație. Va ieși, nu, vom face așa, va veni, cred că Stanciu aici. Va veni pe bani, nu, va veni la mijloc Stanciu locului Borges, aici va veni Adi Popa și locului Mosquera intră Florin Andone. Risc foarte mult pentru a doua parte, joc o formație extrem de ofensivă. Andone trece, Florin Andone și ce intervenție a portarul oaspeților. Prima noastră șansă cu adevărat importantă, însă intervine perfect portarul oaspeților. Teză. Pas înapoi pentru Alban la fund. Minutul 59. Ce greșeală face la fund. Nu cred. Ce greșeală fac și 3-0. Masacru în direct. Ce se întâmplă pe arena noastră? La fund pasează foarte slab. Mingea ajunge la Bacabușe. 3-0. Cred că este, fraților, cea mai dură înfrângere din această carieră. Iată, Sinei nu știu unde se retrăgea acolo.
Și face, bă, că am avut 3 dați, gata, bă, îmi pare rău, băieții, pentru această calificare, însă e gata. Dolberg. Dolberg! N-a fost rău șutul, n-a fost rău șutul lui Kasper Dolberg, însă mingea se duce peste poarta lui Pacheco. Un șut, peste. Dos Santos, o centrare bună. În Diae, pe lângă poartă. Pe lângă poartă, șutul lui Ndiaye, la fond scapă. O degajare lungă. Hai, nu ne mai închizi toată coșmarul ăsta. Nu. Iată pe Pato. Oh, a încercat o pasă pentru Dos Santos, nu a ieșit. Și este final de meci, băieți. Din păcate, părăsim cu coada între picioare, ca să spun așa, această competiție. Părăsim Copa de Rei în fața unui Villarreal care a practicat un fotbal superb. Un fotbal superb practicat de cei de la Villarreal. Suntem eliminați în sferturi. Aici se oprește drumul nostru. Din păcate, oricum Villarreal acum a arătat ce puțin în această dublă manșă. Eu cred că poate ajunge fără probleme în finală. Depinde și ce le vor rezerva sorții. Noi, în schimb, trebuie să strângem rândurile. Urmează meciul cu cei de la Getafe și să jucăm mult mai bine cu Getafe. Avem nevoie de o partidă mult mai solidă în fața celor de la Getafe, iată. 3 luni accidentat Albentosa, 50.000 bani în Copa de Spania și iată ne vine acest scout report, dar acel jucător este foarte, foarte scund. Asta e, n-am reușit mai lucru cu Villarreal, însă sper să mă revanșez în fața voastră, în fața celor de la Getafe. O partidă grea de asemenea și aceasta pe care o voi trata cu Ciolac ca și KM și cu Andone ca și atacant. Timp ce pe postul lui Niang va veni, nu, va juca Niang aici, lasă, va juca Niang. Echipa în rest e ok, în afară că în locul lui Juanfran îl voi pune pe Henrix. Cam așa arată echipa noastră, să-i dăm drumul la partidă. Deportivo, Getafe. După rușinea pe care am pățit-o în fața lui Villarreal, un 0-3 fără drept de apel, un 0-4 la general în Copa del Rey, de la această oră vrem să ne revanșem în fața fanilor, vrem să o învingem pe Getafe. A venit pasa la Florin Andone, Andone pentru... Mai ăsta, Moreno, bară, ce șansă, bă. Ok, bine, Fosu, o pasă pentru Mosquera, Mosquera, șansă mare de gol. Șansă mare de gol al lui Mosquera, trimite însă alături pe Ciolac. Iată o pasă pentru Moreno, Moreno scoate portarul, incredibil, încă o dată. Și nu se poate da penalti acolo, un șut din nou la fund. Bine, băi, la fund. Fostul cât de bine-i da la o parte. Fostul mesaj la acea fază și scoate la fund. Măcar să nu pierde, măcar să nu pierde. S-a dat lovitură liberă. Pentru ce s-a dat lovitură liberă? Nu, 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 bine la fund. Doi, nu, așa, fost. O, Andone. Poate fi ultima fază, o pasă pentru Fosu Mensah. Fosu Mensah. A scăpat Fosu Mensah. Fosu Mensah! Nu! Putea fi gol la ultima fază a meciului, însă Alberto apără. Ce fază, ce gol putea fi acum. Însă Alberto intervine din nou perfect. 0-0 cu Getafe. După o partidă pe care o puteam câștiga fără probleme. Am avut foarte multe șanse în acest meci. Însă mingea n-a vrut să intre în poartă și forma noastră slabă continuă, din păcate, băieți. Forma slabă continuă, din păcate. După înfrângerea cu Villarreal, vine doar un egal cu Getafe. Mamă, bă. La naiba, bă, frate. Puteam obține mai mult. Dacă nu rata fostul la ultima fază a meciului, dacă nu rata fostul, iată, Gautier face 81 overe. Aproape de 99 slide tackle, ești nebun, dar antrenamentul ușor va ajunge la 99 slide tackle. Transfer offer pentru Emre Ciolac. Nu, nu-l dau pe Emre Ciolac și pentru Tito. Nici pe Tito nu mai dau. Și Emre Ciolac primise o ofertă de 18 milioane pentru el. Nu, Emre Ciolac vreau să-l țin pentru că ne avem nevoie de jucători pentru că ne apropiem și de fazele UEFA Champions League. Acum însă ne vom apropia în primul rând de finalul perioadei de mercato. Iată o ofertă pentru Juan Dominguez. Bă, pe Dominguez poate că l-aș da. Ia asta să mă uit puțin la cum stăm cu fundași, mijlocași și defensivi. Avem pe Fosu, pe Mosquera,
Nu, nu, nu-l pot da pe Dominguez pentru că nu prea mai avem jucători nici pe acel post, așa că nu va pleca nici Dominguez la altă echipă, îi voi da reject. Deși Saint-Étienne ne oferea 6,5 milioane de euro pentru serviciile sale, eu zic să nu. Pentru că ne trebuie jucători, bă, băieților, și n-avem ce să facem. Vom ajunge, acum v-am spus, în deadline, deci să vedem ce transferuri s-au făcut. Aubameyang, 57,5 milioane bani plătiți de Manchester United pentru a aduce pe gabonez de la Borussia Dortmund. William Carvalho pe 47 milioane pleacă la Barcelona și Douglas Costa pe 42 se duce la Chelsea. Iată un alt transfer, pot spune, pe mai mulți bani. Kramaric pe 18 milioane se duce la cei de la Borussia Dortmund. Eu acum v-am spus, voi simula din timp până în ziua de duminică pentru a nu mai trebuiască să aștept toate acele zile de deadline day. Oricum noi nu o să mai cumpărăm nimic. Am avansat direct unde trebuie, pentru că urmează partida cu Sporting Gijón. Așa, așa, așa. Navarro ar vrea să plece și Laure la fel. Vom vedea ce vom face și cu acești băieți. Deocamdată vine meciul cu Sporting Gijón. Suntem într-o formă din ce în ce mai slabă în clasament. Nu mai reușim să câștigăm, să mai luăm puncte. Iată, Real Madrid ne-a prins din urmă. Villarreal e la 13 puncte de noi, așa că o victorie cu Gijón este obligatorie. Obligatoriu să câștigăm cu Sporting Gijón. Vreau să văd dacă după acest meci avem cu City sau dacă mai este o partidă pentru a ști ce jucător să trimit în teren. Nu mai este o partidă cu Raiu. Cu Raiu voi juca cu rezervele probabil, însă acum vreau să joc cu titularii, cu Sporting Gijón. Jucăm noi în albastru, în roșu. Asta e echipa noastră, o echipă foarte bună să înceapă meciul. Partida nebună de această oră pe stadion municipal, Sporting Gijón. Primește vizita lui Deportivo La Coruña. Casper Dolberg în continuare golgheterul campionatului, deși este într-o criză foarte mare de goluri. Vreau ca asta să ne revenim. O pasă pentru fostul încerc. O pasă, iată înapoi, un șut! Și ce intervenție are portarul lor! Ce intervenție are Cheiar la această fază! Nian șutează din alunecare, însă foarte bună și parada lui Stanciu. Stanciu a trecut cumva, Nicușor Stanciu blocat, mingea te trimisă în corner. Hoi, ce meci. Dolberg, cât de mult vreau să-mi scriu, fraților. Și este penalti, a fost faultat Dolberg. Mă concentram aici și spuneam cât de mult vreau să-mi scriu, însă Dolberg este faultat și este penalti pentru noi în minutul 39. Vreau să văd reluarea, vreau să văd dacă, da, arbitrul are perfectă dreptate. Penalti clar și voi bate cu... Eu nu știu cu cine să bat. Cine stă mai bine la penaltiuri? Ar fi Nian... Voi bate cu Stanciu totuși. Stanciu! Gol! Cât de riscant este să trimiți pe mijloc un penalti! Însă e cu șor, Stanciu este un jucător mare. Are suficient sânge rece cât să reușească să-l trimită pe portar pe un gol și șutează pe mijloc. 1-0 pentru noi. Bine, mă, Nicușor. Un penalti riscant, un penalti obținut cu greu, cu multă trudă, însă deschidem scorul în fața celor de la Sporting Gijón. Nicolae Stanciu, 4 goluri staționale. Dar acest gol este unul foarte, foarte important. Nicușor Stanciu. Stanciu! Cheiar, încă o intervenție perfectă. Încă o intervenție perfectă a portarului Gijón. El este singurul om care o mai ține pe această echipă în meci. O paradă bună și rămâne doar 1-0. Nu mai contează însă. E final de meci și vine victoria în sfârșit. După atâta suferință, băieți, vine victoria în fața celor de la Sporting Gijón. Gol marca cei drept din penalti de Nicușor Stanciu în minutul 40, însă e un gol care ne aduce cele 3 puncte după care am râvnit atât de mult. Și iată că până la urmă acest episod are un final fericit, se termină. Deși a început rău, deși a început cu înfrângerea dureroasă cu cei de la Villarreal, se termină cu o victorie. Și această victorie ne urcă până pe locul 2 în La Liga. O depășim pe Atletico de Madrid, ne distanțăm la 3 puncte de Real Madrid. Ne-am distanțat și de Barça, care iată Barcelona este pe 7 cu 31 de puncte. Și stăm bine. Ia să vedem pe ce loc era Sporting Gijón, sunt curios. Sporting Gijón era pe locul 13, o victorie importantă a echipei mele. Suntem în continuare la 10 puncte de Valencia, însă asta este, n-avem ce să facem. La acest antrenament se pare că, iată, Gautier nu mai poate crește, are 99 la slide tackle. Super tare, iată, și Gautier a ajuns la un status la care nu mai poate să evolueze, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și da, sper că
ați urmărit acest episod până la final și până la urmă nu vi s-a părut chiar așa de plictisitor, pentru că în final am reușit, fraților, am reușit victoria. Și să ne uităm puțin clasamentul golgheterilor. Dolbe rămâne lider chiar dacă n-a marcat, pentru că nici Nani n-a marcat. Și vreau doar să mă uit dacă, cum îi apare lui Gautier, dacă îi apare 99 sau 100 la slide tackle, mi se pare, chiar vreau să văd. Gautier, 99 slide tackle, da? 81 OVR, un jucător foarte, foarte bun și chiar mă bucur că l-am în echipă. Băieți, aici pun și eu punct acestui episod, eu sper că v-a plăcut. Data viitoare vom avea meciul. Știți voi cu cine avem partida cu Manchester City. Vom avea meciul cu Manchester City în optimile UEFA Champions League, turul pe care îl vom disputa, nu știu, nu scrie unde jucăm, nu scrie unde jucăm însă. Vom vedea atunci unde vom juca. Oricum va fi un meci foarte greu, indiferent unde vom juca. Totuși sper să avem turul pe Etihad, pentru că dacă începem pe Etihad, ne putem asigura un gol în deplasare și în retur ne putem face retur mai ușor. Să băiesc cam atât pentru acest episod. Eu am fost AG Football. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share dacă vreți să mă ajutați și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Toate bune, la revedere!